Salut Europa și bine v-am găsit! În subiectul nostru de astăzi vă vorbesc despre concediu special în caz de deces în Germania și la câte zile de concediu aveți dreptul dacă decedează o rudă din familia dumneavoastră. De asemenea, vă voi vorbi despre organizarea, dar și despre costurile aproximative ale unei înmormântări, aici în Germania. Este într-adevăr un subiect destul de sobru, dar este bine de știut de către dumneavoastră cei care lucrați pe teritoriul Germaniei că aveți dreptul din punct de vedere legal la zile libere în cazul în care vă decedează o rudă din familie și sunteți nevoiți și în același timp obligați de împrejurări să plecați de urgență într-un cadru legal în România. De asemenea, dacă vă moare o rudă care se află în Germania, să fiți la curent cu prețurile și taxele unei înmormântări în Germania. Moartea unei persoane dragi este o situație emoționantă, excepțională pentru rude. Prin urmare, este complet de înțeles că angajații nu își pot desfășura munca ca de obicei, la scurt timp după moartea unei rude. Tocmai de aceea, concediu special în caz de deces îi ajute pe cei îndoliați și le oferă timp să participe la înmormântarea defunctului și să le proceseze durerea. În aceste condiții este de înțeles că rudele nu pot gândi limpede și trebuie să se ocupe de organizarea înmormântării. Din acest motiv, angajatorii acordă așa-numitul concediu special în caz de deces. Acest lucru ar trebui să ofere angajaților timpul de care au nevoie pentru a organiza înmormântarea și a procesa durerea. Dar cine are de fapt dreptul la acest concediu special? Cât durează acest concediu special și ce spun prevederile legale din secțiunea 616 din Codul civil german cu privire la concediul special? Acestea sunt doar câteva dintre multele întrebări la care vă voi răspunde în cele ce urmează. După moartea unei persoane dragi, este nevoie de timp pentru a procesa pierderea. Prin urmare, angajații au dreptul din punct de vedere legal, în temeiul secțiunii 616 din Codul Civil German, la un concediu special sau zon de url în limba germană. Nu există practic reglementări obligatorii privind concediu special în caz de deces, cu excepția funcționarilor publici și a angajaților cu un contract colectiv de muncă din serviciul public din Germania. Câte zile de concediu special îi acordă șefului, șeful angajatului său în caz de deces depinde de diversi factori. Gradul de relație dintre salariat și decedat joacă de data asta un rol important în durata concediului în caz de deces. De exemplu, concediu special în caz de deces poate fi mai lung dacă, de exemplu, copilul unui angajat a decedat. Vechimea salariatului și bunăvoința angajatorului influențează și durata concediului special. Prin urmare, este dificil să se ofere cifre concrete pentru durata concediului special în caz de deces. De asemenea, în reglementările legale corespunzătoare din secțiunea 616 din Codul civil german, nu sunt furnizate informații exacte cu privire la durata concediului special. Punctul 616 din Codul Civil German tratează chestiunea concediului special, inclusiv problema perioadei de timp pentru un angajat care are dreptul la concediu special în caz de deces. Reglementarea legală prevede că durata concediului de către angajator trebuie să fie rezonabilă și să nu dureze prea mult. Cu toate acestea, textul legal nu conține nicio informație specifică cu numărul. Sau dreptul de zile pentru concediu special plătit în caz de deces? Cerința legală pentru scutire, conform secțiunii 616 din Codul Civil German, este prin urmare destul de vagă. De reținut și foarte important este faptul că, în timpul concediului special, salariul sau salariile dumneavoastră continuă să fie plătite, iar zilele de concediu anual nu pot fi deduse ca urmare a concediului special. Depinde doar de dumneavoastră dacă vă este necesar să vă luați zile din concediu anual obișnuit pe lângă concediu special în cazul unei deces al unei rude al dumneavoastră din familie. Durata concediului special depinde de relația de angajat, dar mai ales de contractul de muncă pe care l-aveți semnat cu angajatorul dumneavoastră pentru că, atenție, cine nu are un contract colectiv de muncă sau nu este funcționar public trebuie să negocieze concediul special cu angajatorul. Dacă concediul special nu este reglementat, stipulat în contractul dumneavoastră de muncă, asta nu înseamnă că nu aveți dreptul la acesta. Este esențial ca acest concediu special, în cazul sarcinilor personale pe termen scurt, să fie acordat numai dacă nu puteți lucra pentru o perioadă lungă de timp, iar în acest caz trebuie să solicitați zile din concediu. Anual normal sau zile de concediu medical. De exemplu, dacă în urma unui deces al unei rude ale dumneavoastră apropiate din familie, există posibilitatea să aveți un stres psihic puternic. Dreptul la zilele de concediu special rezultă din contractul de muncă, iar concediu special este așadar o chestiune de negociere la încheierea contractului de muncă, iar aceste perioade foarte asemănătoare sunt concediu de concediu special, sunt prevăzute în majoritatea contractelor de muncă. Dreptul la concediu special în caz de deces nu este reglementat în mod specific conform paragrafului 616 din Codul Civil German, dar de obicei durata obișnuită a concediului de deces este după cum urmează. Pentru decesul părinților sau a socrilor dumneavoastră aveți dreptul legal la un concediu special de două zile. Pentru moartea fraților aveți dreptul la un concediu special de două zile. Pentru decesul propriilor copii, Copiilor vitregi și a copiilor adoptivi din familia dumneavoastră aveți dreptul la un concediu special de două zile. În urma decesului soțului sau a partenerului dumneavoastră de viață aveți dreptul legal de trei zile. Pentru moartea bunicilor aveți dreptul legal la un concediu special doar de o singură zi. Iar pentru decesul altor rude care nu locuiesc în aceeași gospodărie, în aceeași familie cu dumneavoastră, aveți dreptul la un concediu special de doar o singură zi. Dreptul la concediu special trebuie solicitat ca oricare concediu normal. De regulă, nu este necesară o procedură specială pentru aplicare. Angajații pot găsi detalii despre reglementările pentru concediu sau concediu special în contractul de muncă sau contractul colectiv de muncă. Angajatorii pot interzice concediu special chiar dacă acest lucru este menționat în mod expres în contractul de muncă. Multe contracte de muncă conțin o clauză în care concediu special, în cazurile convenite anterior, este doar acordat. Conform legii, nu există durate legale de concediu după unde ce sunt în familie, însă legea, le oferă angajaților dreptul de a-și lua zile de concediu normal anual, atunci când sunt supuși unui stres psihic deosebit. Moartea unei rude apropiate nu poate fi rezolvată întotdeauna în timpul în care cineva trece printr-un concediu special, datorită faptului că timpul este prea scurt. Iar pentru că durerea este adesea asociată cu un stres psihologic și emoțional puternic, este de preferat să mergeți la un medic sau medicul dumneavoastră de familie pentru a primi zile de concediu medical. De asemenea, durerea poate provoca reacții fizice puternice sau vă poate lăsa în imposibilitatea de a lucra din motive, din motive psihologice. Iar în acest caz, nu vi se va acorda concediu medical din cauza decesului, ci pentru faptul că nu puteți lucra din motive de sănătate. Puteți solicita zile de concediu special nu doar în cazul decesului vreunui membru din familia dumneavoastră, ci și în alte ocazii, iar contractul dumneavoastră de muncă reglementează cazurile în care vă puteți lua zile din concediu special. Factorul decisiv în ceea ce privește concediu special plătit este practic o povară personală din care rezultă faptul că nu, este, nu sunteți dumneavoastră de vină, și care durează doar o perioadă scurtă de timp. Așadar, concediu special se poate lua și dacă este nevoie pentru îngrijirea rudelor apropiate, de exemplu copiii, soțul sau partenerul dumneavoastră de viață, părinții dumneavoastră, din cauza unei boli apărute brusc. Concediu special se poate lua dacă aveți nevoie de vizită la medic sau dacă este nevoie să treceți prin intervenții chirurgicale, dacă se naște propriul dumneavoastră copil și de asemenea pentru propria dumneavoastră nuntă sau cununie. Concediu special se poate lua. Și dacă sunteți îndreptățit pentru îndeplinirea unor îndatoriri civice, ca de exemplu dacă sunteți uh, ofițer voluntar de protecție civilă sau sunteți pompier. De asemenea puteți avea dreptul la un concediu special la Cerere către angajator fără plată, iar detaliile trebuie întotdeauna convenite cu angajatorul dumneavoastră și cu contractele de muncă sau cu contractul colectiv de muncă. Un exemplu bun de luat în calcul ar fi dacă copilul dumneavoastră este bolnav de ceva timp și are nevoie de dumneavoastră acasă pentru îngrijire, iar o limită obișnuită pentru concediul special plătit în aceste cazuri este de 5 zile lucrătoare. Acum aș vrea să vă vorbesc, după cum spuneam la începutul clipului nostru informativ, despre câteva detalii financiare legate de o înmormântare normală aici, în Germania. O slujbă de înmormântare adecvată și o înmormântare demnă, conform dorințelor dumneavoastră personale, costă foarte mulți bani în Germania. Și anume vorbim de sume de până la 13.000 de euro. Sumă de bani care trebuie uneori să fie disponibilă și la îndemâna dumneavoastră într-un termen foarte scurt de la deces. Doar cu o asigurare de deces vă puteți asigura că membrii familiei dumneavoastră nu trebuie să suporte sarcini financiare pe lângă, durata, pe lângă durerea din suflet. Așadar, haideți să vedem cam cât costă o înmormântare în Germania. Înmormântarea propriu-zisă, inclusiv echipamentul și lenjeria, costă aproximativ 1100 de euro. Sicriul costă circa 3.000 de euro. Transferul sicriului de la spital sau de la morgă la capelă costă circa 600 de euro. Taxe de înmormântare circa 1.600 de euro. Anunțarea rudelor și a prietenilor, colegilor, etc. costă circa 700 de euro. Taxa de utilizare a mormântului pentru un singur mormânt uh, circa, costă circa 1900 de euro. Piatra funerară sau crucea funerară costă circa 2000 de euro. Coroane de flori și îngrijirea mormântului prin plantarea florilor pe acesta costă aproximativ 1200 de euro. Și alte servicii funerare circa 800 de euro. Ca și paranteză și în același timp ca și spirit de glumă la asemenea costuri de mormântare, din punctul meu de vedere, ești mai, ești mai, ieftin viu decât mort. Eu cam atât am avut de spus în legătură cu tema noastră de astăzi. Nu uita să apreciați acest videoclip cu un like iar dacă aveți nelămuriri cu privire la acest subiect sau la alte sau cu alte subiecte pe care le-am tratat pe canalul Salute Europa TV, nu ezitați să-mi scrieți, iar eu vă voi răspunde ca de obicei în cel mai scurt timp. Eu am fost ca de obicei Cosmin de la Salut Europa TV, pe curând, numai bine vă doresc!